Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E marți, avem arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. O temă foarte importantă pentru șoferii români. Cât de bune, cât de corecte sunt testele, cât de bine calibrate sunt testele antidrog pe care șoferii din România sunt obligați să le facă în cazul în care polițiștii decid acest lucru. Un articol din Libertatea de astăzi, semnat de Răzvan Luța, colegul meu, care pornește cumva ca la nivel amplu, așa, la nivelul contextului, de la afirmația ministrului de interne Cătălin Predoiu și fostului ministru de justiție Cătălin Predoiu, și anume că bătălia cu drogurile la categoria adulți în momentul acesta e pierdută. Am citat exact din Cătălin Predoiu. Care bătălie? Sigur. Care bătălie? Da, care? Ce s-a dus vreo bătălie? Nu s-a dus. Statul român s-a predat pur și simplu acum mulți ani. Ieri am discutat la radio despre cum de 3 ani încoace în Portul Constanța zero, zilci, nada capturi de droguri în Portul Constanța. Nimic. Da, care bătălie? Nu e nicio bătălie. Rețele de traficanți își fac de cap în țara asta, dovadă și creșterea dramatică a numărului de consumatori. Da, te rog, scuză-mă. Nu, e foarte bine, ca de obicei puterea democrației stă în convințirea asta de disarmoniei. Da. Bine, sper durerea de cap ascultătorilor. Chiar mă miram, că nu știam dacă eu sunt de acord cu Predoiu, Vlad e de acord cu Predoiu, e împotriva lui Predoiu. Cum ne vom poziționa de data asta? Da. Dar e foarte bine, e foarte bine că suntem în disarmonie, pentru că eu nu cred că bătălia a fost pierdută în sensul în care România nu are nici pe departe cotele de consum sau de trafic ale altor țări. Adică dacă n-a declarat Columbia sau n-au declarat Columbia și Mexicul că au pierdut bătălia cu drogurile, cum ar putea să declare acest lucru România? Dar da, sunt absolut de acord cu Vlad că nu poți pierde o bătălie decât dacă nu o dispuți, nu o joci. Da? Adică noi n-am început meciul ăsta de fapt. Da. Și îl declaram deja pierdut. Aici sunt absolut de acord cu Vlad. Și nu l-am început pentru că nu ne dotăm și nu ne organizăm în primul rând. Și despre asta este articolul colegului meu Răzvan Luțac din Libertate de astăzi. În spațiu public s-a spus de foarte multe ori că rata de rezultate fals pozitive este foarte mare la testele antidrog, drug testurile, cum se numesc ele. Te mai întrerup un pic o completare aici. Cred că înainte de vacanță noi am invitat ascultătorii care au avut incidente cu astfel de drug testuri și au câștigat după aceea în instanță să sune. Și sincer nu mă așteptam să sune cineva, dar s-a umplut centrala. Și am apucat să vorbim cu câțiva care au descris diverse cazuri. Deci, aparent, da, nu doar că dau erori, dar sunt foarte sensibile și aparatele respective, mă rog, testerele respective. Și doi, e și o neclaritate aici, că oamenii ies pozitiv la drug test pentru că au luat niște medicamente prescrise de medic și nu le e clar că nu au voie să conducă sau că astea ies la drug. Problema e că e un astfel de medicament și după aceea te testează cu drug test, ești pozitiv și ajungi, ți se distruge cariera, că în fața societății și a instanței că ai consumat droguri și după aia trebuie să demonstrezi că stai bă, că de fapt nu m-am drogat, era un medicament. Scuză-mă, Cătălin, din nou, te rog. În fața societății, cu siguranță, o să ai o mare problemă, chiar dacă în fața instanței ajunge și analiza de sânge, care este obligatorie. Da. Și, într-adevăr, tema este de mare interes, de-asta am și abordat-o în dimineața asta la Europa FM, pentru că foarte mulți oameni, chiar dacă nu sunt supuși testului, pot fi supuși testului sau vor fi supuși, din ce în ce mai mulți oameni vor fi supuși testului, da? Și atunci, teoria asta a multor poliții din România, că unele dintre firmele care le-au furnizat aceste drug testuri dau produse cu foarte joasă calitate a serviciului, circulă. De exemplu, Maramureșu a raportat 50% dintre drug testuri false, cu rezultat fals, adică fals pozitiv. Cu alte cuvinte, omului s-a spus că a consumat un drog, sau chiar 7 droguri. S-a demonstrat în instanță că nu. Și da, exact. Și la testul de sânge s-a demonstrat că nu. Uneori nu se mai ajunge în instanță pentru că poliția dă înapoi în momentul în care testul de sânge, dar până ai testul de sânge tu ai niște ore îngrozitoare și o potențială infracțiune în față. Da. Bun. De ce se întâmplă asta? Dacă există două firme care aduc în România drug testuri deocamdată. Una dintre ele este cea despre care ea însă spune că este demonizată, da? Și
colegul meu a fost curios, vorbea chiar cu firma respectivă. Adică dacă toată lumea spune despre voi că faceți niște, adică importați niște produse care au un serviciu atât de, cu o acuratețe atât de mică, haideți, vă rugăm frumos, să ne explicați ce se întâmplă, de ce ați ajuns în această situație în care sunt inspectorate județene care spun că jumătate dintre testele pe care voi le-ați livrat prezintă rezultate fals pozitive. Repet, cifra peste, pentru că este absolut șocantă. Nimeni ar vrea să fie supus unui test cu o rată de eroare de 50% în niciun domeniu, cu atât mai puțin în domeniu care face diferența între un cetățean de bună credință și un infractor. Uh-huh. Explicațiile, firma se numește Dari Technologies, mă rog, produsele se numesc Agvila Scan și vin din China. Și omul care este fondator, administrator și managerul companiei are un interviu amplu astăzi în Libertatea. El dă mai multe explicații. Spune că, sigur, sunt probleme uneori, însă zice, atenție, nu putem să rezolvăm toate problemele rezultatelor false scoțându-ne pe noi de pe piață, pentru că dacă vă uitați la ce se întâmplă în județele care n-au preluat deloc dintre testele noastre, da, sau care au renunțat la ele, lucrurile sunt și acolo foarte complicate și apar foarte multe erori, da? Pentru că asta stă deasupra cetățeanului nostru care ne ascultă acum. Posibilitatea erorii care nu aparține niciun fel, nu îi aparține niciun fel lui, da? Și spune, atenție, de exemplu, ne dă un exemplu. Au luat țara la pas, Bihor, Brăila, Suceava, peste tot și au încercat să facă instructaj. Că el spune, nu este un etilotest acest aparat. E foarte important ca el să fie folosit bine din momentul prelevării și până în momentul analizei. Zice, dacă ceri, stai în jumătate de minut, rezultatul vei provoca automat un rezultat greșit, de pildă, da? Și a spus că ce l-a mirat și pe el și pe colegii lui de la firmă a fost faptul că la unele județe nu a venit nimeni la instruire. La un procedeu, da? Și la un aparat nou. Nu vrea să dea numele județelor, mă rog, omul e comerciant. Bun. Și nu ni se pare totuși scandalos, Cătălin, faptul că în România soarta carierei și a relațiilor personale și onoarea atâtor cetățeni este pusă în joc de niște aparate care funcționează de, cum să spun, de nesigur? Ba da, de asta am și vrut să vorbim cu oamenii care sunt acuzați că fac aparate, mă rog, că importă, vând aparate nesigure. Și ei au spus că nu e totul la ei. Dar nu e vina lor că importă, asta e vina statului că cumpără așa ceva și că după aceea nu face instructajul cuvenit. Oamenii respectivi importă niște echipamente. Cum să spun? Cine le cumpără trei se întrebe, bun, dar noi cum folosim aparatele astea? Exact. Adică, până la urmă, responsabilitatea, așa cum spune Vlad, stimați ascultători, stă la stat. Da. Dacă, într-adevăr, firma aia nu e de încredere, firma care le produce și importatorul și așa mai departe, sau dacă nu știu să facă business-ul ăsta, oricum, piața îi va elimina. Dar dincolo de asta, tu trebuie să te dotezi, să instru. Adică, semnalele pe care el le dă sunt foarte valoroase, indiferent că își ține partea de a. Era dreptul lui să vorbească, de asta l-am căutat. Da? Ok, să și, acum, și omul ăsta. Și acum imaginați-vă ce se va întâmpla în condițiile în care se va încerca o astfel de testare în cazul minorilor, în școli. Sunt mulți părinți care spun da, să se testeze, pentru că suntem îngrijorați pentru copiii noștri. În mediul ăsta școlar sunt mulți alți minori care se droghează. Ok, da, e o problemă reală. Dar când o să intre Otova cu astfel de aparate care dau erori, gândiți-vă ce se întâmplă în psihologia unui minor care este acuzat pe nedrept de o astfel de infracțiune. Exact. Și când ne dăm acordul ca societate să se facă teste, trebuie să luăm în calcul și rata de erori reală, nu cea care e scrisă pe aparat. Uh-huh. Reală însemnând manipularea aparatului. E un sistem în două părți. E un dispozitiv electronic care interpretează rezultatele obținute pe o casetă de recoltare a salivei. Deci nu e atât de simplu. Trebuie să încheiem, Cătălin, dacă poți să pui o concluzie, scuză-mă. Concluzia este că responsabilitatea rămâne la stat. Da. Rămâne la stat și e obligatoriu să ducem războiul ăsta pe care nici măcar nu l-am început, dar aminte să-l fi pierdut. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.